fiecare individ are propria sa cunoaștere și valoare și încă de mititei nu ni s-a prea spus nici în partea socială, nici în partea religioasă, nici în partea educațională despre această funcție și despre puterea și valoarea ei. Oamenii nu se pot deschide despre ce înseamnă această putere, iar foarte puțini oameni au acces să învețe despre, au acces să cunoască latura energiei, vibrației, undelor, frecvențelor care sunt înăuntru ființei umane și pe care le accesează când are parte de o chimie interioară, când se apropie de un altul. Când fiecare picătură de, în cazul bărbaților, de spermă, sunt undeva la 50 de picături de sânge. Cu alte cuvinte, sperma bărbatului este cel mai sacru lichid pe care îl are în corp. Dacă depășim căutarea plăcerii fizice, o nouă lume apare, o nouă lume se deschide. Cu cât mai multă iubire dai, cu atât mai multă iubire ai, cu atât mai multe binecuvântări dai, înseamnă că le ai. Sfânt e ăla care ceea ce zice aia poate să facă. Noi tot obținem energia prin celălalt. Și dacă vrem să servim pe celălalt, e nevoie mai întâi să ne servim sau să ne apropiem de noi înșine mai mult. Adică ce vorbeam la început de prețuirea aceasta. Cea mai mare energie pierdută din corp este în iluzie. După aia este în hrană necorespunzătoare. Din hrană necorespunzătoare. Și o altă energie se mai pierde prin grijile pe care le facem. Conexiunea emoțională, deschiderea intimă, curajul de a ne exprima așa cum suntem, este o enormă putere de vibrație pe care omul, când o are, atinge un alt nivel. Cu cât mai sănătoși suntem, cu atât mai mult dorința este vie de unire, de întreg. Genele s-au bazat și pe forța creatoare a puterii de apropiere fizică. Multă bucurie, deschidere și dorință de a fi utili altora și de a vă face tot ceea ce vă este pe plac vouă.